Bun găsit la România Inteligentă. Parcările de tip park and ride nu sunt doar o necesitate pentru șoferii din marile orașe, ci și o necesitate din punct de vedere economic pentru bugetele locale. În materie de inovație, noua parcare de pe șoseaua Berceni dispune de un sistem de supraveghere de ultimă generație, dar și de mai multe panouri solare, care transformă parcarea într-una independentă din punct de vedere energetic. Cea mai nouă parcare de tip park and ride din București nu este doar un loc în care să-ți lași mașina. Noua clădire ar putea deveni fără probleme prima parcare autonomă din România. Parcarea se alimentează de la rețeaua națională, dar a fost conceput și un sistem de 80 de kW de panouri fotovoltaice care să ajute sistemul să funcționeze mult mai bine. Aferent parcării, după cum observați, avem și un pavilion administrativ în care sunt trei spații administrative. Pe lângă toate acestea, parcarea dispune și de 8500 de metri pătrați de spații verzi cu 90 de pomi deja plantați. Avantajul principal este cu siguranță timpul câștigat de cei care până acum mergeau cu mașina către cele mai aglomerate zone din București. Începând cu data de 15 noiembrie, cei care vor decide să-și lase mașina în această parcare ar putea economisi un timp important. De exemplu, dacă vor pleca de aici către centrul capitalei, ar putea câștiga 30 de minute. Dacă se îndreaptă către zona de nord a orașului, ei bine, timpul câștigat ar fi undeva de aproximativ o oră. Construcția mai dispune și de un sistem de supraveghere inteligent, format din 82 de camere de supraveghere, dar nici măsurile de siguranță nu au fost omise. Pe toată suprafața clădirii a fost montat un nou sistem performant împotriva incendiilor.